Aș vrea să vă rog acum pe cei ce aveți scripturile voastre să le deschidem împreună la pagina 1190, Epistola lui Iacov, capitolul 4. Voi citi de la versetul 13 la versetul 15. Iacov, capitolul 4, de la versetul 13 la versetul 15. Vă invit să vă ridicați pentru acest lucru. Ascultați acum voi care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin timp și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să preocupați. Frați și surori, dragi tineri, iubiți copii, consider că este potrivit acum, după momentele sublime ce le-am avut în rugăciune și cântare, să continuăm să-L slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer. Amin. El este suveranul etern și credem că face tot ce vrea sus în cer și jos pe pământ. Amin. Vrem împreună să-L slăvim pe Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, și să onorăm pe Duhul Sfânt care este la lucru aici. Amin. Amin. Și la lăsarea serii, așa cum ne cântea fratele, merită să fie lăudat Domnul. Amin. Prin îndurarea Lui se bucură omul de viață și prin lumina Lui vedem lumină. Și credem că datorită Lui, pentru că este sursa vieții, suntem și în această seară aici. Amin. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la jertfa de seară. Sunt împreună cu soția, împreună cu familia Coroamă, cu fratele Daniel și soția lui. Mă bucur de fratele Dorin Cristian, care a venit de la Linz, împreună cu soția. Mă bucur de toți cei ce sunteți prezenți aici. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Venim de la Nuremberg. Sâmbătă am avut un seminar biblic acolo. La slujba de dimineață ne-am bucurat cu frații în harul Domnului și suntem la întoarcere spre casă. Dorim ca Domnul să își reverse peste inimile noastre harul Său. Avem nevoie de harul Său. Amin. Noi nu ne descurcăm fără Domnul în această viață. Am cântat împreună din frumoasa cântare că Evanghelia schimbă inima și Evanghelia schimbă viața. N-ați vrea să avem vieți schimbate după Evanghelie? Amin. Ce bine ar fi dacă viața noastră ar funcționa după Evanghelie. Să ne îndreptăm viețile după cuvântul Său. Zic, ajută-ne doar. Amin. Am citit aceste versete pe care le spunea Iacov în epistola lui și ați observat, suntem provocați să răspundem la o întrebare. Noi toți care în seara asta am venit aici, suntem provocați să răspundem la o întrebare și trebuie să răspundem corect la ea. Uitați-vă ce zice în versetul 14. Ce este viața voastră? Nu știu dacă ați avut un moment să vă opriți puțin așa din alergare, din goana asta în care suntem angrenați zi de zi, să ne oprim puțin și să ne întrebăm la modul cel mai serios, oare ce-i viața mea? Te-ai întrebat vreodată, oare ce-i viața ta?
De ce ne-a adus Dumnezeu în existență? Ne-a adus să stăm aici așa câteva decenii și apoi să plecăm și să nu mai vim? Asta să fie viața. Îmi este dată în țară să mă duc la multe mormântări. Uneori ne oprim în cimitire și ne uităm așa pe o piatră funebră. Ați văzut, nu? E scris un nume, o grupare de cifre, o liniuță și altă grupare de cifre. E data nașterii și data morții și te întreb, ori ai viața, liniuța? De asta ne naștem, pentru asta trăi. Iacov zice, ce este viața voastră? Nu știți? Chiar nu știți? Cât de mult alergați de dimineață până seara? Că sunteți un abur care se arată puțin fel și apoi fiere? Parcă e prea de tot, nu? Asta ar însemna să te uiți la aburul acela și să zici, eu de fapt sunt ca aburul acesta. Ce să fie viața? Știți că e important să ne definim viața corect? Frați și surori, tineri dragi, iubiți familiști, e important să ne definim viața corect. Pentru că în funcție de modul cum ne definim viața, așa va fi destinul nostru etern. Noi trebuie să ne definim viața corect, pentru că în funcție de modul cum îți definești viața terestră, va fi destinul tău etern. Foarte mulți oameni își definesc viața greșit. I-am auzit pe unii spunând, domnule, pentru mine viața e un joc, o întrecere. Și așa o trăiesc, o întrecere permanentă. De la lună la lună. Am auzit un actor român și la o vârstă înaintată bărbatul ăsta a zis, pentru mine viața e o comedie. Ce ziceți? Nu-i grav să-ți definești viața așa? Nu credeți că se termină comedia, începe drama? E important să ne definim viața corect. Și eu zic, Doamne, ajută-ne să ne definim viața corect. Amin. Vă propun în seara asta să ne uităm puțin în Scriptură și pornind de la această întrebare, să încercăm să ne definim viața corect. Amin, Doamne, ajută-ne. Ce ne spune Scriptura despre viață? Câteva adevăruri despre viață. Am aflat din Scriptură, ați citit și voi în cartea Genesei, în capitolul 2, versetul 7, că viața este darul lui Dumnezeu. Credeți așa? Dacă suntem în viață, dragii mei, dacă suntem în viață, nu uitați, viața este darul lui Dumnezeu. Mă uit la copiii aceștia care umblă prin biserică. Viața lor e darul lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu ne vechează încă din perioada vieții embrionare? Citiți Psalmul 139. Că nu erai decât un embrion. Ochii tăi mă vedeau și zilele mele, viața mea era scrisă în cartea ta înainte de a fi fost vreo zi din ce ai scris tu acolo. Poate ziceți, dar ce e așa de important? Da, da. Să te vecheze Domnul din perioada vieții embrionare. Că nu toți copiii care trebuiau să se nască s-au născut. Unii nu s-au mai născut. Ai mulțumit vreodată Domnului? Doamne, îți mulțumesc că m-ai vecheat în perioada vieții embrionare și m-ai adus la viață. Uitați-vă, cabinetele medicale au devenit abatoare umane. Ce sacrifică vieții în care ai născut. Știați că de la Revoluție până în anul 2000 în România au fost omorâți aproape 20 de milioane de copii cât populația României? Vă rog, nu uitați! Viața e darul lui Dumnezeu. Genesa 2:7, Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări, suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. Ce ne spui, Doamne, ce-i viața? Viața e darul lui Dumnezeu.
Fii foarte atent ce faci cu darul ce l-ai primit de la Dumnezeu. Nu-ți bate joc de darul ce ți l-a dat Dumnezeu. Ești tânăr, ești tânără. Locuiești pentru o vreme aici, în Austria. Fii foarte atent, fii foarte atentă ce faci cu darul ce l-ai primit de la Dumnezeu. Nu ți-a dat Dumnezeu un dar să-ți bați joc de el. Ne-a dat Dumnezeu un dar care se cheamă viață și trebuie să fim atenți cu darul acesta. Ajută-ne, Doamne! Amin! Predica Pavel în Areopagul din Atena și nu i-a fost ușor deloc să predice la atenienii aia idolatrii. Când au străbătut cetatea și au văzut lucrurile la care se închinau, au zis, măi atenieni, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Eu am venit să vi-l prezint pe Dumnezeul adevărat, care a făcut cerurile și pământul și l-a făcut și pe om. Și a stabilit hotare locuinței lui. Și și-au mai zis, în el avem, ce avem el? Avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis unii din poeții voștri, suntem din neamul lui Dumnezeu. Am avut și noi poeți care au zis asta. Știți ce spunea Costache Ionii? Știu că tare ai, nu? Nu suntem un vis și o întâmplare, un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit o minte creatoare și o înțelepciune fără de hotare? Există Dumnezeu cu adevărat. Nu suntem și vine întunecate, gonite de un bici neînduplecat, că noi avem un duc și o libertate și o inimă ce pentru ceruri bate. Există Dumnezeu cu adevărat. Și viața e darul Lui. Nu știu dacă se mai învață în școli în Austria despre evoluție. Se mai învață? V-ați uitat prin cărți la copii? Se mai învață? Se pare că Darwin a crezut o eroare și spunea că s-a înșelat pe patul morții. Viața este darul lui Dumnezeu. Dar viața este darul lui Dumnezeu. Și noi credem că e darul lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, dragii mei, am aflat din Scriptură că viața este și o alegere. Viața e o alegere. Știți că în timpul acesta noi trebuie să facem o alegere și ar trebui să alegem corect? Omul poate să aleagă între viață și moarte, între binecuvântare și blestem, între bine și rău. Ajungi la o vârstă când trebuie să alegi personal. Nu poate să aleagă mama pentru tine, nu poate să aleagă tata pentru tine. Cum? Chiar dacă te-ai născut într-o familie de credincioși? Da! Viața e o alegere. O, ce trist! Așa de mulți oameni aleg greșit. Știți că în viața asta fiecare dintre noi trebuie să ne alegem stăpânul? Trebuie să-ți alegi stăpânul. Pe cine vrei să slujești? Cui te dai? Cui te dăruiești? Și ascultați-mă bine, dragii mei, când se termină viața, știți unde plecăm? La stăpânul pe care l-am slujit. Și dacă vă îndemna fratele dirijor să veniți la repetiție, vă îndemn și eu în seara asta. Veniți să slujiți pe stăpânul. Să aibă pentru ce va răsplăti. Să aibă pentru ce să răsplăti. Nu spune, lasă frate, să cânte alții, să se roage alții, să meargă la biserică, la rugăciune, peste săptămâna alții. Ne justificăm noi rațional. Dar nu ne putem justifica înaintea Lui? Să știți că viața e o alegere. Fiecare dintre noi poate să aleagă între binecuvântare și blestem, între viață și moarte și între iad și rai. Când se termină viața, te duci la stăpânul la care ai slujit. Dar nu-i așa? Dacă lucrați în Austria la un stăpân, o nume, la final de lună să iei plata de la aur. Așa e și spiritual. Te duci să-ți iei plata de la stăpânul pe care l-ai slujit. Și vă mai spun ceva în seara asta, la punctul acesta. Când noi facem alegerea, sunt niște martori. Când eu decid în viața mea, când tu decizi în viața mea, sunt niște martori la alegerea noastră. Uitați-vă ce spune Scriptura. Aș vrea să citesc din Vechiul Testament versete pe care dumneavoastră le știți, le-ați mai auzit, nu este ceva nou, dar uitați-vă ce spune în cartea Deuteronom. Deuteronom este o repetare a legii.
Și Domnul a zis, mai repet o dată legea să nu uitați, evrei. Și auziți ce spune aici. Citiți din Deuteronom, capitolul 30. Uitați-vă versetul 15 și versetul 19. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Versetul 19. Iau azi cerul, vorbea Dumnezeu prin Moise, iau azi cerul și pământul martori. Unii zic, că cine mă vede pe mine? Eu aleg să trăiesc cum vreau, ce fac ce vreau. E tinerețea mea, e viața mea. N-ați auzit tineri care zic așa? Eu fac ce vreau. Mie nu poate să-mi dea ordine. Mama, tata, fac ce vreau. Nu uita, la alegerea ta sunt niște martori. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, și Domnul nu te obligă. Doar îți dă o sugestie. Ce bine ar fi să ascultăm de ce ne învață El. O zis, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Ajută-ne, Doamne! O să zică cineva în seara asta, frate, asta era pentru poporul Israel, asta nu-i pentru noi. Vreau să vă spun că și pentru cei ce trăim în vremea Harului e la fel, viața e o alegere. Uitați-vă ce spunea de pildă Domnul Iisus. Credeți că El a fost cel mai mare învățător al tuturor timpurilor? Cel mai mare învățător al tuturor timpurilor a fost și rămâne Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă ce ne învăța. El n-a stat mult pe planeta noastră, a avut o vizită scurtă, dar vizita Lui pe planeta noastră a lăsat urme binecuvântate. Vă bucurați că a venit la noi, la împlinirea vremii. A coborât între pământeni. N-am fost ospitalieri cu El. Cei din Betleem nu L-au primit. Mai degrabă L-a primit un granuș cu animale care au făcut cerc în jurul Mântuitorului să sufle aer cald, să-L protejeze de vântul rece. În hanul de poposire n-a fost loc pentru El. Nu L-am primit. N-a fost ospitalier. Odată era în Samaria și a vrut să găsească un loc de găzduit. Știți că nu i-a dat nimeni o casă. O cameră unde să se odihnească. Nu numai Betleemul s-a făcut birou. Și Samaria, și Nazaretul. A vrut să-l piardă, să-l omoare, să-l arunce pe sprânceana muntelui. Să-l piardă. A făcut o minune în Gadara, când l-a vindecat pe îndrăcitul acela. Știți ce s-o ruga gadarenii? Adică să vină Domnul în cetatea ta, presupuneți că vine în localitatea voastră, și-ar vindeca un demonizat sau un bolnav grav. Și să vină locuitorii din cetate să roage. Și l-au rugat insistent. Au zis, pleacă de la noi. Părăsește cetatea. Nu l-au primit nici Gadara. Nu l-au primit nici ei din Samaria, nici Betleemul, nici Nazaretul. A plecat în Ierusalim, la oamenii elevați, cultivați, la oraș. L-au primit Ierusalimul. L-au arestat în timp ce se ruga. Nu-i ciudat? Să aresteze un om în timp ce se roagă. A venit Iuda, trădătorul, și le-a dat un semn. Acela pe care îl voi săruta. Curios că nu a zis Iuda, uite, acela pe care am să-l arăt cu degetul sau acela pe care îl bat pe umăr. Putea să le dea un alt semn, nu? O zis, nu, acela pe care îl sărut, sub semnul dragostei, vreau să vând dragostea. Puneți mâna pe el. Și l-au scos din cetate și l-au răsticnit. Oamenii ale. Dar oamenii aleg. Au avut de ales atunci între Iisus și Baraba. M-am tot întrebat, de ce l-au ales pe Baraba? De ce o fi strigat îl vrem pe Baraba? Nu era lege pe Baraba. Pe care dintre cei doi vreți să vi-l slobozeze? Păi sărbătoare, începe Paștele și un întemnițat îl las liber. Știți ce-o striga mulțimea? Alegem noi. Și azi e la fel. În Austria, România, e la fel. La fel alege omenirea. O zis, noi vrem pe Baraba, vrem pe Tâlharul. Ăsta seamănă cu noi. Ăsta strigă ca noi, înjură ca noi, varsă sânge ca noi. Pe el îl vrem. Întotdeauna oamenii aleg pe cel care seamănă cu ei. Doamne, ajută-ne să te alegem pe tine. Amin.
Doamne, ajută-ne să te alegem pe tine. Amin. E cea mai frumoasă alegere ce poate să o facă un pământean. Tineri dragi, am pentru voi un cuvânt în seara asta. Cu cât îl alegeți mai devreme, cu atât e mai bine. Amin. Să n-aibă timp satana să pună jugul lui peste viața voastră. Cu cât îl alegi mai devreme, cu atât mai bine. Eu mă rog tinerii de aici, de biserica voastră, să crească sănătoși în credință. Slăviți să fie Domnul. Uitați-vă ce spunea Domnul, cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Viața e o alegere. Viața e o alegere. Citeți din Evanghelia după Luca. Uitați-vă ce ne spune Scriptura, ce ne vorbea Mântuitorul despre această alegere. Evanghelia după Luca e scris aici în capitolul 9, versetul 23, așa. Zice, apoi a zis tuturor, adică e valabil și pentru noi, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva, nu te obligă, dacă voiește cineva să vină după mine, dacă ar vrea cineva să mă aleagă, spune Domnul, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Aș pune o întrebare în seara asta. Cei care ați venit aici la închinare, vă pare rău că l-ați ales? Poate să fie vreun tânăr aici care îi pare rău că l-a ales? Nu cred, nu? Cei de la cor, vă pare rău că l-ați ales? Nu vă pare rău, nu? Nici mie nu pare rău. Eu l-am ales de vreme. L-am ales de vreme, din copilăria mea. Și așa de mult mă bucur că părinții au pus în mâna mea Scriptura. Și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Slăvit să fie Domnul. Bucură-te că te-ai născut într-o familie de credincioși și l-ai ales pe Domnul din copilăria ta. E har. E îndurarea lui Dumnezeu. Am avut posibilitatea să-l vizitez pe fratele Nicolae Moldovianu, care ne-a lăsat un repertoriu bogat de cântări. Înainte de a pleca la cele veșnice, eram cu frații din corul Bărbătesc Bucovina, l-am vizitat la Sibiu, la 83 de ani, mai era la orgă și compunea o cântare. Frații au cântat câteva cântări și ne povestea fratele Niculiță Moldovianu cum a primit o parte din cântări. În jur de 3.000 le-a primit în temnițele comuniste și le-a memorat. Spunea după ce am fost arestat de comuniști și aruncat în temniță, mă uitam printre zăbrelele acelea, printre gratele acelea și parcă natura plângea cu mine. A început afară așa un vânt, o ploaie și Domnul mi-a dat inspirație să scriu cântarea. Cântăm și noi. Nu te îndoi, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urma el. Și am început să memorez această cântare. Dar vorbeam despre alegere. Știți ce spunea fratele Niculiță Moldovean? Am scăpat din temnița comunistă, era o zi de duminică însorită, era zi de vot și m-am dus și eu să votez. Și doamna, nu doamna, zis el, tovarășa aceea, ce aia l-a dus. Vă amintiți, nu? Tovarășa. De la masă s-a uitat la mine, o zis, dumneavoastră sunteți tovarășul moldovian, da? Păi, dumneavoastră n-aveți voi să votați. Ați fost condamnat politic, complot împotriva orientării socialiste, vă rog să părăsiți sala imediat. Și o zis, trădat în propria mea țară, și-a zis, coboram pe scările acelea de la vot. Și din ce coboram pe scările acelea de la vot, am auzit vocea Domnului. Niculiță, tu ai ales odată. Tu pe cine vrei să mai alegi? Tu m-ai ales pe mine. Și-a zis, fraților, pe scări la vot. Am primit versuri și melodie la o cântare care o știm și noi. Știți și voi, nu? Iisuse, dintre toți te aleg mereu. În orice zi și în orice clipă, că Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Te aleg mereu, te aleg mereu. Iisus, Mântuitorul meu.
N-ar vrea să spunem în seara asta, Doamne, te mai alegem odată. Vrem să fim al nostru în viața asta și vrem să fim cu tine și în veșnicii. Că viața e o alegere. Îți ocup locul în veșnicii în funcție de ce ai ales. Unii își bat joc de tinerețe. Viața. Și în loc să-L aleagă pe Iisus, să-L aleagă, îl aleg pe Satana. Și fac voia celui rău. Așa de trist am fost în Spania. Am fost acolo pentru seminarul Bibliei și m-a invitat o familie în casa lor. Nu vă dau detalii, deși cazul este cunoscut pentru că biserica se roagă pentru băiatul ăsta. Are numai 16 ani. Și-o zis, frate, dar nici nu avem curaj să intrăm în camera lui. Vino și discută dumneata cu el. Și-am bătut la ușă să văd dacă mă primește. A fost și el la biserică. M-a primit până la ușă. Am avut o discuție prelungită cu băiatul acesta. Care a început să trăiască o viață disperată și o viață de păcat. Nu mai are vreme să stea de vorbă cu tata, cu mama și plâng părinții. Și am văzut o mamă, era frică să intre în camera lui. Mă scoate afară, frate! Tata plângea și a zis, ani de zile am stat pe tir și am dormit în cabină să le fac o viață frumoasă. Și fata a apucat pe cărările lumii. S-a căsătorit cu un spaniol nepocăit și face rușine pocăinței și familiei. Tineri dragi, atenție ce faceți cu darul ce l-ați primit de la Dumnezeu. Dacă ai avut o mamă și ai avut un tată care ți-a dat învățături sfinte, ți-a arătat drumul care duce spre viață și tu alegi altceva, plătești pe propria ta răspundere. Noi ne facem datoria ca și părinți să le dăm o direcție bună. Nu vă putem obliga. Trăim într-o societate modernă care trăiește sub deviza facem ce vrem. Dar nu uitați, la urmă te întâlnești cu stăpânul la care ai slujit. Doamne, ajută-ne să te alegem pe tine. Amin. Și dacă tot am spus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Haide să ne noim legământul și să-i ne spunem odată în seara asta. Te iubim, Iisus. Nu vrem să fie prea târziu. Să plătim și să fie prea târziu. Să vină ziua când vrei să faci nuntă în biserică și să nu mai poată frații să-ți facă nuntă. Să vrei să te căsătorești și să nu ai dreptul să te căsătorești în biserică. Să realizezi că e prea târziu să mai corectezi ceva. Fie seara asta un semnal de alarmă în biserica de aici. Nu știu de ce. Pe aici m-a dus Domnul să vorbesc. Și eu cred că Domnul va privi cu îndurare. Dacă există aici așa un tânăr, o tânără care s-a gândit că e mai bine în țara îndepărtată decât la tata acasă. Știți ce vă spun? Întoarceți-vă până nu-i târziu. După ce ajungi la porci, e mai greu. Mai bine să strige tata și mama pe tine acasă decât să strigi tu după tata de la porci. E mai greu. E mai greu. Lasă să strige pe tine acasă. Lasă să te disciplineze. Are dreptul să te întrebe la ce oră vii acasă. Și în Austria. Și în Austria. Decât să strigi tu prea târziu de la porci. Știi ce zic unii frate? Eu nu fac chiar așa de rău. Nu prea merg la biserică, frate, da? Știi, nu fac chiar așa de rău. Eu ocup o poziție neutră. Nu se poate. Când ai plecat de la tata, te vei lipi de unul din locuitorii țării aceleia. Așa cu băiatul pe care a plecat de la tata. Nu a rămas neutru. S-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia. Și omul din țara îndepărtată n-are milă. Să știți că n-are milă. Dacă te duci în țara îndepărtată, nu-i milă și nu-i pâine. Nimeni n-are milă acolo. Mila e la tata acasă. E la tata acasă. Și să știți că porcii fac numai rău. Cine alege să meargă la porci, porcii care simbolizează păcatul, mizeria, fac numai rău. Știți ce-o făcut bine pentru băiatul care a plecat porcii? L-o determinat să-și aducă aminte de tata. Știți ce și-o amintit băiatul la porcii, mizerie, clocă? O zis, am acasă un tată care mai are dragoste. Predicile le-am uitat. Dar n-am uitat că tata are dragoste. Știi ce-o zis băiatul?
El a ales să meargă la porci. Nu El a ales? Nu El a ales? L-a trimis tata? El a ales să meargă la porci. Plătești polița pentru ce ai ales. Și El a zis, o, câți argați ai tatălui meu? Au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Ultimul argat de la tata trăiește mai bine ca mine la porci. N-am să stau aici. Am să mă scol și mă duc la tata. Știți ce a învățat băiatul la porci? A învățat o poezie. Și a învățat-o bine. Nu știu să vă spun de câte ori o repetat, dar a învățat-o bine. Când a ajuns la tata, o știa bine. O zis, am să-i zic, tată, eu am păcătuit împotriva celui și împotriva ta. Nu-ți vrednic să mă chem fiul tău. Lasă-mă ca pe un argat. Tu vrei argat? Vreau argat, tată. Când vii să-ți vezi argații, mă vezi și pe mine. Ești mulțumit? Mulțumit. Și tata l-a primit. Că tata mai are dragoste. Și ce spune în seara asta? Dacă sunt persoane aici, tine, băieți, fete, care ați ales să mergeți în țara îndepărtată, crezând că e mai bine, am o veste bună, până nu-i târziu, nu uitați, tata mai are dragoste pentru voi, vă așteaptă să veniți acasă, te cheamă să vii acasă, până nu-i târziu. N-aștepta să mor la porci. Dacă mor la porci, e început de iad. Știai? Dacă mori la porci, e început de iad. Tata l-a așteptat și a zis, dezbrăcați-o de haina asta. Haina asta care miroase a porci. Și dați-i haina cea mai bună. Puneți-i inel în deget. Schimbați-i încălțămintea asta cu care am umblat în cloacă. Dați-i încălțămintea cea mai bună. Și tăiați vițelul îngrășat. Păi vițelul ăla nu se îngrașă într-o zi. L-a așteptat tata? S-a pregătit tata? S-a pregătit? Vreau să vă spun, a făcut tata totul pentru noi. S-a jertfit Hristos la cruce să ne poată primi, să ne poată ierta, să ne poată îmbrăca într-o haină nouă. Trebuie să vrei și tu. Nu-i destul că vrea tata. Trebuie să vrei și tu să te întorci acasă. Să te întorci acasă. De ce să plânge să fie prea târziu? De ce să ai regrete eterne? Și vă spun acum, am experimentat personal. Ascultați-vă bine. Am spus întâmplarea asta la multe evanghelizări. E din localitatea mea natală. Unii sfârșesc la porci și nu se mai întorc. Cu câțiva ani în urmă am participat la mormântarea unei mame în localitatea mea natală și mama asta a crescut 9 copii. 9 copii. Și nu-i ușor să crești 9 copii. Să pui la masă 9 farfurii. Nu-i ușor. Și doi băieți din casa asta au apucat pe cărările lumii. Răi, pețiri. Am predicat la mormântarea acestei mame și mi s-a întâmplat ceva inimic. Și ce mi s-a întâmplat? După ce am predicat în curtea casei, ne-am dus la cimitir, a fost o slujbă scurtă. Și pentru că în sicriul lângă mama era o Biblie, Biblia care citit ea. Ne-am permis să întrebăm dacă din familie, dintre cei dragi, dintre copii, înainte să o pierdeți pe mama din priviri, ar vrea cineva să se întoarcă la Domnul, să vină să ia Biblia mamei, care citi mama. Și a fost tăcere, liniște, și cele din urmă, unul dintre copii, a zis, dați-mi mie Biblia mamei. Și noi am rostit pentru el o binecuvântare. Tare aș fi vrut să vină băiatul mai mare să ia Biblia. Era dependent de alcool. 4 ani am lucrat la dispensarul uman din localitate și îl întâlneam. Era și recalcitrant la băutură. Strângea așa din dinți, nu știa niciodată ce urmează. Și într-o zi m-a oprit, stai, lasă-mă să-ți cânt o cântare. Și-o cântat o cântare de la cor. Mai știa să o cânte la tenor. Doamne bun, ascultă. Și plângea. Tare aș fi vrut să ia el Biblia mamei. S-a terminat slujba și a venit la mine. Și a zis, Domnul Ciobanu, o întrebare pentru dumneata. Zi-mi dacă nu venea fratele meu să ia Biblia. Cine o lua, Domnule? Și au zis, nu știu cine o lua. Dar ascultă-mă,
Dacă nimeni din familie nu lua Biblia mamei voastre, o luam eu. Ce făceai cu ea? Voiam să pun Biblia asta în biserică, să fie o mărturie pentru toți copiii neascultători ca tine. Cu o mamă s-a rugat o viață pentru copii și ei n-au vrut să ascultă. Au zis, Domnule, o luam eu. Noi suntem răi, domnule, păcătoși, da? Din cartea asta, o Biblie uzată, citită mult. Ne-o citit mama când ne-am dus la școală, în armată. O luam eu. Și am zis, dar noi avem o Biblie și pentru dumneata, n-ai vrea să o iei azi, într-o zi mă pocăiesc și eu. N-am mai avut vreme. Știți care m-a stat porci? Primise viza să plece în Statele Unite să-și viziteze fiica ce s-a căsătorit acolo. N-a mai ajuns. S-a întâlnit cu colegii de pahar la un bar din localitate. Și-a zis, ultima dată când beau cu voi, dacă mă duc peste ocean la Cuscri, de acolo mă întorc botezat și pocăit. S-o știți? Colegii de pahar au râs. Cine te crede pe tine? Că tu ai mai zis că de pocăit. 48 de ani, nu suferea de ceva acolo. Nu fusese internat în spital. A mers acasă, s-a așezat în pat și nu s-a mai trezit. M-a sunat fratele meu și a zis, a murit. Și i-a dat numele. Parcă am avut așa o părere de rău. A zis, poate trebuia să insist. Poate trebuia să mai vorbesc cu el. Ce bine era dacă lua Biblia în ziua mormântării mamei. Ce bine era. Dacă pe marginea mormântului ar fi luat Biblia, ce bine era. A terminat la porci. Asta a ales. Ce viața? Viața este darul lui Dumnezeu. El ne-a dus în existență și El ne menține viața. Și viața e o alegere între bine și rău, între viață și moarte, între rai și iad. Știți că Dumnezeu ține corzele vieții? Ar putea să taie corzele vieții când vrea. Uitați-vă ce scrie Psalmul 68, versetul 20. Să nu crezi că dacă ai ajuns aici, ai fost dumneata extraordinar șofer. N-a tăiat El corzele vieții. Îți amintești de o noapte, de o seară? Când erai pe mașină și erai să faci un accident, să țipești la volan și că ești în viață și ești aici. Și alții de vârsta ta nu mai sunt. E îndurarea lui că n-a tăiat corzile vieții. Psalmul 68, versetul 20. Uitați-vă ce spune. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor. Și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de la moarte. Amin. Amin. El ține corzile. Dacă vrea să le taie, le taie. Plecat din România joi, pentru că joi seara a fost o evanghelizare la Caransebeș. Și în localitatea Dumbrăveni a fost înmormântat un băiat de 14 ani. Duminica trecută a plecat de acasă. Sora lui la volan. Ce a fost? S-au răsturnat. Băiatul a fost aruncat din mașină, mașina peste el, l-a strivit. Mai are o soră gravă, accidentată în spitalul de zicea. Imaginați-vă prin ce trece această familie. Tânăr, dacă ești aici, nu uita, tineri de vârsta ta nu mai sunt. Dumnezeu nu ți-a tăiat corzile vieții. Știi că-s de vârsta ta? Nu pot veni pe picioare și stau într-un cărucior, se trezesc dimineața și întreabă pe cei din casă. Uite de tu pe geam să vezi cum e afară, e cald sau e frig. Noi suntem aici prin îndurarea Lui. Vrem să-L alegem pe El. Amin. Mai spun ceva. În a treilea rând, să știți că viața are amărăciunile ei. Știți că viața are amărăciunile ei? Și credincioșii trec prin amărăciunile vieții. Gigantul răbdării Iov a trecut prin amărăciunile vieții. Ce amar a fost pentru Iov. Să pierzi toate posesiunile materiale. Asta mai merge. Și să pierzi 10 copii. 10 copii.
O venit nevasta lângă el și o zis, auzi, n-are, n-ai vrea să scap de viața asta, e prea mare amar, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și eu n-am blestemat pe Dumnezeu. Dar știți ce a făcut în amărăciune? În amărăciune uneori, atenție, nu rostiți cuvinte pripite în amărăciune. Părinți, nu rostiți cuvinte pripite în amărăciune. Uneori seamănă blestem pentru copiii voștri, chiar dacă nu vă ascultă. Atenție ce vorbiți. Și ce a făcut eu în amărăciune? Și-o blestemat ziua nașterii lui. Nu-l condamnați? Cu 10 sicrii în față și-o blestemat ziua nașterii lui. O, noaptea aceea blestemată să fie când s-a zis s-a născut un copil de parte bărbătească. Scrie în Iov, capitolul 3, o zis să nu fie numărată ziua aceea între lunile anului. Uitați-vă ce zice în capitolul 10, versetul 1. M-am dezgustat de viață. Voi da drum, slobot, plângerii mele și voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Că viața e amărăciune. Cum și pentru cei credincioși, da, ca să nu ne legăm prea mult de asta, de viața de lust. E amărăciune. Și Ilie, profet, cât de mare a fost. Cât de mare a fost. Și-o câștiga bătălia de pe Carmel. Și acum fuge de o imorală, de Izabela. Se duce în pustiul Berșeva și se așează sub un el împreună. Zis, destul, mai bine ia în viața, nu mai trebuie amărăciune. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun, în amărăciune și în necaz nu suntem singuri, lângă noi este Domnul, dacă suntem copiii Lui. Viața e amărăciune, dar lângă noi este Domnul. Ștefan, martorul credincios, un predicator înfocat de biserica primară, n-avea nevoie biserica de el? De ce l-ai îngăduit, Doamne, în amărăciune? De ce să fie împroșcat cu pietre sfântul acesta? De ce și roaie de sânge pe fața lui? În amărăciune au zis, lângă mine este Domnul că ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul zilelor. Ne asistă și în momentul morții e lângă noi. În amărăciune au zis, eu văd cerurile deschise și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, El mă primește în glorie, în slavă. Că în amărăciune e lângă noi, dragii. Viața are amărăciunile ei. Nu știu cum aș face în seara asta să nu plecați dezgustați de viață aici. Aș vrea să plecați cu curaj aici. Ca restul de viață. Nu mai putem face nimic pentru viața ce-o trecut. Pentru zilele care s-au scurs, nu mai poți face nimic. Ai vrea să recuperezi ceva din căsnicia ta? Nu se mai poate. Am auzit pe cineva zicând, mă, ce bine ar fi dacă aș putea lua-o de la început. Să mă nasc din nou. Să fiu iarăși copil, să fiu iarăși tânăr. O, ce atent aș fi! Ce atent aș fi! N-aș mai repeta greșelile alea. Viața este un eveniment unic și nerepetabil. Pentru trecut nu mai poți face nimic. Dar măcar cu ce-o rămas. Haideți măcar cu ce-o rămas să spunem, Doamne, ce-mi rămâne de trăit, pun la dispoziția Ta. Amin. Viața ce-mi rămâne, vreau să fie pentru gloria Ta. Amin. Am înțeles că viața este darul Lui, am înțeles că viața e o alegere, că viața are amărăciunile ei și credincioșii trec pe aici. Eu 14 cu omul născut de femeie, are o viață scurtă și plină de necazuri. Asta e viața. Dar vreau să spun ceva frumos în seara asta. Viața asta, deși scurtă, e ca un aur, are și bucurie. O să vă întrebați ce bucurie. Dacă aș spune că cea mai mare bucurie în viață este să trăiești în Austria. Nu știu dacă chiar ați spune toți amin, nu? Cea mai mare bucurie ce avem în această viață este bucuria mântuirii. Nu știu să vă spun altă bucurie decât bucuria mântuirii. Slăviți să fie Domnul. Uitați-vă, ne bucurăm că se întoarce cineva la pocăință, nu? Dar se bucură și cerul. Uitați-vă ce spune Scriptura în Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Asta e bucuria mântuirii. Nu pleacă din inima ta nici când vine ziua de amărăciune, pentru că spune Domnul, Luca 15, versetul 7. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer
pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Asta e cea mai mare bucurie. Se armonizează cerul cu noi. Uitați-vă, dacă în seara asta aici e un singur tânăr care ia hotărârea de a sluji pe Domnul cu credincioșie, din seara asta începe sărbătoare, bucurie. De bucurie. Dacă noi, familiile noastre, nu știu dacă sunt oameni aici nepocăiți care că nu v-ați botezat, dacă sunt persoane aici care că nu v-ați botezat, grăbiți-vă! Împăcați-vă cu Dumnezeu până nu-i târziu, că s-ar putea să nu vină mâine. Doamne, îndură-te de noi! Este cea mai mare bucurie. Pavel și Sila aveau bucuria mântuirii în inimele lor, deși erau în temnița din Filip cu picioarele mutuși. Se bucurau? Se bucurau și acolo. O zis Dumnezeul nostru de aici, de la închisoare, merită o cântare de laudă. Asta e bucuria mântuirii. Să fim plini de bucurie că ne-a mântuit Hristos. Și să-i spunem în seara asta, slăvit să fie numele Tău, Doamne. Amin. Slăvit să fie numele Tău, Doamne. Amin. Că ne-ai mântuit și că suntem ai Tăi. Au venit niște oameni la Domnul Iisus, scrie asta în Luca 13, și au zis, două tragedii învățătorului au fost printre noi, niște galileeni erau la jertfă și au venit Pilat și au amestecat jertfele cu sângele lor. Ce zici? Credeți voi că ceilalți, acești galileeni, au fost mai păcătoși ca ceilalți? Eu vă spun, dacă nu vă pocăiți, toți vei speri la fel. Și ce mai fost printre noi învățători? Altă tragedie. 18 inși ridicau un turn, turnul din Siloam. Și, nu știu, greșeală la constructori. O căzut turnul peste ei și i-o strivit, i-o omorât. Credeți că acești 18 oameni au fost mai păcătoși ca ceilalți din Ierusalim? Eu vă spun, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cea mai bună pregătire în această viață, frați și surori, tineri, dragi, familii din biserica asta, e pocăința înaintea lui Dumnezeu. Și înainte ca să intrăm într-o rugăciune, ca să ne rugăm în seara asta, să-i spunem, Doamne, vrem ca viața noastră să fie schimbată după Evanghelie, Doamne. Amin. Și când ne rămâne de trăit în drum, să trăim pentru gloria Ta, vă mai spun ceva. După ce am spus că viața e darul lui Dumnezeu, după ce am spus că viața e o alegere, după ce am spus în această seară că viața are amărăciunile ei, dar are și bucuriile ei, bucuria mântuirii, am o veste bună. Nu sunt persoane foarte în vârstă aici, da? Moartea poate veni la fiecare. Am o veste bună. Viața poate fi prelungită. Dar cine prelungește viața? S-o prelungească cei de la clinica de la Viena? Nu pot nici ei prelunge. E cineva care prelungește viața. Și aici vreau să spun copiilor. Ăștia din față înțeleg românești? Nu înțeleg. Da? Da. Dacă ei ascultă în Domnul de părinți, Domnul le dă o viață lungă și fericită. E o poruncă însoțită de o făgăduință. Și viața asta poate fi binecuvântată. Ce să mai vorbim? Viața poate fi prelungită. Viața veșnică. De asta a murit Hristos. Să ne prelungească viața. Să ne prelungească viața în eternitate cu El. Filipeni 1:6, sunt încredințați, zicea Pavel, că acela care a început această bună lucrare în voi, o va isprăvi în ziua arătării lui Iisus Hristos. Asta e viață prelungită. Ioan 10:10, eu am venit, zicea Domnul, ca oile mele să aibă, ce să aibă? Viață de 70 de ani. Nu. Să aibă viață și să aibă din belșug. Asta e eternitatea. Amin. Și aș vrea, pentru că viața poate fi prelungită, să ne apropiem de final. Uitați-vă cu frumoasele versete din 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 12. Viața poate fi prelungită. Cine are pe Fiul, are, nu vieți. Vieți. Viața, una. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Amin. Voi, care credeți în Fiul lui Dumnezeu, aveți viață prelungită. Vă bucurați? Amin.
Când se pierde în alergarea pe pământ, Domnul ne strămută în patra eternității, în splendori nevisate, unde ne va da o viață prelungită, nu 70 sau 80 de ani, ci o viață prelungită, o viață eternă în prezența Lui. Oare ce vă spune acolo? Poate vă spune, Doamne, s-a meritat să fim pocăiți, s-a meritat să cântăm într-o duminică seară, s-a meritat să ne rugăm, s-a meritat, Doamne, să spunem prin cântare, Iisuse dintre toți, te aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, că Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Vă invit să ne ridicăm înaintea Celui Preanalt și meritele lui Iisus Hristos care ne-a adus adevărată viață, să-i spunem, Doamne, Îți mulțumim frumos. Vrem să rămânem ai Tăi pentru eternitate, dar și viața de aici, de jos, o punem la dispoziția Ta. Suntem la rugăciune. Te lăudăm.